Așa, Și deci despre care voi să fiu control bucurat, bine? astăzi ne jucăm un joc de la Roblox, făcut de Roblox. Este Life is Roblox. Bro, vine și ăsta aici să-mi strici videoclipul. Ok, este vorba despre Home Alone, adică nu Home Alone care e cu filmul, e ceva genul singura casă, habar n-am. Home Alone, ăsta ăla care ți l-am trimis. Ei, nu e frumos să te joci fără mine. Eu ți l-am trimis. Bă, ăsta Home Alone, am încercat să-l joc cu Cristian, dar nu a mers. Doar single player merge. Nu, cred că e pentru că lui Cristian nu i-a mers nici Radiant Residence. Cred că jocurile au prea mulți player pentru el. Nu mă, că l-au băgat și pe el în loading screen. Adică l-au băgat și pe el în joc, doar că eram pe servere diferite. Apropo, s-au băgat update pe Radiant Residence. Ok, hai să deschidem ce am. Ok. Păi și camera asta e așa de întunecată, man. Ok, cred că mă pot ascunde în dulap, hă? Da, chiar mă pot ascunde în dulap. Și văd doar negru. Bro, am zis negru, nu negrese. Nu persoane neagră. Da, mă, negrule. Bă, apropo, mi-am luat de la YouTube. Cum că, pentru că vorbesc cu cuvinte destul de rele, nu o să mai îmi recomandeze atât de mult videoclipurile dacă nu încetez. Așa că de astăzi înainte nu o să mai vorbim cu cuvântul N-word și cu cuvinte jignitoare sau înjurături, da, Luca? Încerc. Dar nu te baza pe mine. Ok, atunci o să te pun pe mute. Sau cenzurează când ne faci videoclipul, sau cenzurează când editezi videoclipul. Ok. Bun, adică scrie o scrisoare aici de parcă e din anul 1914, înainte de apocalipsa N-word-ului. Gen oamenii N-word, ok. Hai să vedem ce scrie. Ce apocalipsa oamenilor? Bună! Bună! San, bună fiule. Eu de obicei nu sunt eu ca de obicei nu sunt acasă pentru că am foarte multă muncă de făcut la muncă. Ok? În fine, aici ai mâncare în frigider. Și poți să te duci să mănânci din frigider când ți-e foame. Iubire de la mama, ok. Deci sunt singur acasă și mă duc să mănânc tot frigiderul, gen. Ok. Normal în viața lui Sevi. Spun că au venit băieții pe la mine și au mâncat totul. Când au bani acasă. O gustare light în America. Da. Ok, uitați aici frigiderul. Hai să vedem ce e în frigider. Pizza! Era să zic altceva. Ei, yo, ce faci să zici, bă? Bro, nu știu. Hai că am băgat pizza la cuptor și așteptăm să se facă. Gata, s-a făcut pizza. O punem pe Bun, masa asta de sticlă foarte frumoasă și acum o mâncăm, gen. Sevi, autocorectul. Did you mean singer? Yo, sure, buddy. Whatever you think is best. Ok. Da, am înțeles. Hai bă, mănâncă, de ce vorbești singur, mă? Mă, Pentru că eu, în loc de singer, vreau să scriu ni... Opa, opa. Am uitat, bă. scuze. Ce? Ok, va fi destul de dificil, gen. Da, și dacă punem prea multe din astea care se aude cu... Da, în caz de facem ceva și eu pun prea... Și eu pun din acelea cu... De prea multe ori, n-o să, o să-mi recomandez videoclipul doar că mai puțin. Deci ar fi bine să nu spunem deloc. Mamă!
Bine, o să spun acum o dată. Ninja! Ok. Știți ceva, băieți? Eu cred că mă las de YouTube și mă bag pe Twitch. Și gen, pun acolo în... Am voie spun totul negru, adică... Tate, calmează, ți-am zis ninja. Da, bine. Ia, sună telefonul. Bună? Bă, cine respiră așa, mă? Cine este acesta? Ok, de ce scrisul ăsta este de culoare neagră? Adică gen, stai. Ce nu am menționat este că putem spune negru, dar nu nigr sau nigga. Pentru că negru la noi este culoarea. De fiecare dată când un domn sau doamnă profesor la școală le spune cuvântul negru, eu și Timotei ne uităm unul la celălalt. Da, ceva normal. Bă, mi s-o bugă mie caracterul? Nu. Deci, mi-a sunat telefonul și doar o respira cineva, what? Bă, noi spuneam de ce negru și nu alb. Adică, de ce alb și nu negru? De ce negru și nu alb? Mamă, dar ce postere are băiatul ăsta în cameră, mâncați așa. De ce matematică și nu dirigenție? De ce română și nu opțional? Da, spune ea, de ce 10 și nu 3? Ok, deci avem o cheie. Și o putem folosi aici, probabil, ia. Nu? Mă, ce neg? Nic. Ei, ești pe gheață subțire, Sebi. Ești pe gheață subțire. Ce? Ce zis, mă? Ești pe gheață subțire. Da. Probleme. Urâtule. Mă, urâtule. Dacă eu sunt urâtul, ești ninja. Sunt ninja. Ești ninja lău. A, uite, mai aici o scrisoare de la mama mea. De la mătălina. The process or art of using paint. Bă, ce? A, putem da drumul la chiuvetă. Bă, dar nu am mai mâncat ăsta pizza. Bă, bro, uita de pizza. Te vin la ruta niciodată de pizza. Ok. Hai să vedem, la toate astea. Să fim sinceri, nici eu n-aș uita de pizza. Mai ales de pizza desert, mă. Pizza desert? Doamne ferește, abominația aia. Negrule. Negru. Negru. Sevi, ești pe gheață subțire, Sevi. Sevi, nu știu dacă pot spune asta, Sevi. Ok. The process or... Ue, cum adică? The process or art of using paint. Procesul artei prin folosirea vopselii. Mă, și ce înseamnă asta, mă? Vrea să mă pun să spăl vasele? Înseamnă că vine un... Și, s-o bagă. Opa. Ce? Ce, bă? Bro, what? Scuze, omule, tu ales jocul ăsta. Ce bă? Is. Mă. Mă. Ce? Ce ai cu viața ta? Nu știu, cred că am probleme. Bro, știi ce are. Ok, cheia aia nu merge nicăieri. Ok. Cheia aia nu merge nicăieri. Nu știu ce trebuie să fac. Știi ceva? Cred că o să inund casa dacă tot sunt singura casă. Ea merge? Bro, își lasă gândurile intrusive. Hai să vedem dacă merge. Dăm drumul la chiuvetă. Acum mergem la baie și dăm drumul la tot. Se poate? Ok, la duș nu se poate. La chiuveta din duș nu se poate. Nu pot. Mă pot așeza cu capul în veci. Adică cu
fundă pe WC. Yeah. Dar și asta e cu capul în WC. Nu va fi diferit de viața ta adevărată. Ce ai zis, mă? A? Ai zis ceva? Păi nu, asta faci tu în fiecare dimineață? Ok, trimit 10 negri după tine. Scuze, omule, părul tău arată așa. Da, pentru că eu nu stau 3 ore să-mi fac părul, bă. Păi pentru că eu stau 3 ore să-mi fac părul, pentru că am grijă de părul meu și am grijă să nu mi-l atingă nimeni în afară de mama mea și mama ta. Ce? Ok, deci dacă mai spui data asta, închid apelul și nu mai vorbim niciodată. Ok, scuze. Bă, ce trebuie să fac? Ok, știți ceva? Pentru că nu găsesc ce trebuie să fac, o să închid episodul. Ok? E normal pentru Sebi. Ok, o să închid episodul doar pentru că nu găsesc ce trebuie să fac și deja m-am plictisit. Așa că dați un like și subscribe dacă vreți partea a doua cu acest joc imbecilus. Mă așez pe televizor, de ce nu se dă jos, mă? Ok, nu se poate da jos televizorul. Distrugă casa. Oh, dar ce poze anime are băiatul ăsta în cameră. Oh. Okay, oh, ok, trimite-mă la videoclip. Bă, ce? Ha? N-ai nimică. Mamă. Sănătate. Ok, asta a fost videoclipul. Pa, pa.